Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Povestea e aproape pregătită, pentru că realitatea este că nu știu exact ce poveste vă voi spune, dar mie asta îmi place cel mai mult la năsturel de poveste, că mă provoacă și îmi trimite tot felul de cutiuțe, valijoare, tot felul de daruri, dar știți, parcă sunt pentru mine, dar de fapt sunt pentru voi, pentru că așa găsim cât mai multe povești să vă placă vouă, dragii mei, fie că sunteți mai mititei, fie că sunteți mai măricei. În cutiuța mea, am zis, de la năsturel de poveste este cu balonașe, cu răvășele, cu pietricele. O să extrag, uite așa, o piatră. Voiam să zic un bilețel, dar nu era un bilețel, era o piatră. Și o să închid cutia mea. La final pregătesc un joc și pentru voi, dragii mei. O închid pentru că vântul jucăuș și copilăros tot vrea să-mi zboare bilețelele din cutie. Și atunci să ne asigurăm că mai avem jocuri până la finalul emisiunii. De data aceasta, pe piatra mea, trimisă de năsurări de poveste, se află două cuvinte. Lupul și arici. Adică ar trebui să vă spun o poveste în care să se afle și un lup și un arici. Ei, știu eu câteva. O știu și pe aceea cu ariciul care dormea în urechea ursului, dar nu că trebuie să zic una cu lup. Mai știu unul cu lupul care a mâncat iezișorii caprei, dar acolo nu e arici. Mai știu una în care lupul a păcălit-o pe scufița, dar nu e cu arici. Și una în care... în care cred că ariciul a avut un rol important în ceea ce privește joaca cu un lup. Se spune că în pădurea deasă aceea din ținutul mereu verde, ați auzit de ținutul mereu verde? Cum nu? Acolo locuiește un arici faimos. Da, copii, serios. Deci, fiți atenți, există un ținut, nu e foarte îndepărtat de noi, Năsturel de poveste se pare că l-a vizitat, care se numește Ținutul Verde. În Ținutul Verde se găsește una dintre cele mai mari păduri din lume. În una dintre cele mai mari păduri din lume locuiește Domnul Arici. Nu, îi spun Domnul Arici pentru că să știți că este un arici foarte respectabil. Este un arici bătrân, educat, care în fiecare zi de dimineață se trezește, se spală, se îngrijește, își curăță țepii. Și în această dimineață a făcut la fel. S-a trezit, s-a spălat, s-a uitat pe fereastră. A văzut că e vreme bună și frumoasă și pentru că avea o barbă lungă, știți că era foarte, foarte bătrân și avea o barbă lungă, lungă, a luat barba și a trecut așa pe înțepii lui. De data aceasta, țepii îi foloseau drept pieptene, exact. După care și-a pus pălăria pe cap, și-a luat bastonul și a ieșit la plimbare prin pădure. Mergând ariciul la plimbare prin pădure, s-a întâlnit cu o veveriță. Vă salut cu stima, a spus ariciul și și-a scos pălăria. A mers ariciul mai departe și a tot mers și tot mai vedea așa câte o zmeurică și o culegea și o mânca cu poftă și s-a întâlnit cu un iepuraj. Vă salut cu stima, a spus ariciul nostru. Și a mers ariciul mai departe și a găsit o afină și a mâncat-o și s-a întâlnit chiar cu o furnicuță și ariciul și-a scos pălăria, vă salut, cu stimă, exact așa. Și cum mergea ariciul și mergea, s-a întâlnit cu un pui de lup. M-a spus puiul de lup, tu cine mai ești? Eu sunt arici, a spus domnul arici. Un arici. Ei, și ce cauți pe aici? Că acum dacă te-ai întâlnit cu mine, o să te mănânc. O să mă mănânci? Ce să caut? Mă plimb prin pădure, dar cum e să fiu mâncat? Că nu mi s-a mai întâmplat. Cum este? E o floare la ureche, așa. Prima oară este mai greu, a spus lupul. După care o să te obișnuiești, așa că te rog să te pregătești, că vreau să te mănânc, a spus obraznic puiul de lup. Da, mă pregătesc, dar eu de obicei când mă întâlnesc cu cineva spun vă salut cu stimă, a spus ariciul și și-a scos pălăria. Salut cu stimă, nu, pe tine nu cu stimă, pe tine fără stimă te fără stimă, adică vezi că e și eu brazilian, nu te pregătești că vreau să te mănânc acum. Nu, dar poate
înainte să mă mănânce, vrea să-ți spună o poveste. O poveste? Da, a spus puiul de lup. Vreau o poveste. Bine, atunci o să-ți spun o poveste cu ce? Cu un arici. Bine, spune, dar o să o spui repede că mi-e foame și vreau să mă... Da, stai că să zic. A fost odată un arici care în fiecare dimineață se îngrija, se spăla, își curăța țepii și trecea barba prin țepii lui care de data aceasta erau așa precum un pieptăn, am înțeles, așa precum un pieptăn, după care își lua pălăria, își lua bastonul, ieșea din casă și se plimba prin pădure. Și cum mergea ariciul așa, numai ce s-a întâlnit cu o veveriță, așa a spus: vă salut cu stimă, da, am înțeles. A mai mers ariciul și numai ce a găsit o zmeurică și a mâncat-o și apoi s-a întâlnit cu un iepuraș și a zis: vă salut cu stimă, așa a zis. Și a mai mers și chiar a mâncat și o afină și atunci s-a întâlnit cu o furnică, păi, și a zis: vă salut cu stimă, am înțeles. Și apoi a mai mers ariciul și a mai mers și s-a întâlnit cu un lup și lupul a zis: a zis fără stimă, bine așa, pentru că lupul a zis că îl mănâncă pe arici. Și de aici mai departe, ariciul a încercat să-i spună o poveste, știu și asta, dar tu-ți bagi joc de mine. Nu, păi stai, nu vrei să zic povestea? Zi povestea, zi-o mai repede. A fost odată ca niciodată un arici care în fiecare dimineață când se trezea, se spăla, se aranja, își curăța țepii, după care își trecea barba prin țepii lui ca și cum ar fi fost un pieptene, ai mai spus, da, un pieptene, așa. După care a ieșit din casă, s-a întâlnit cu o veveriță, tot aia este. Nu, mai este, a spus ariciul. Și a zis: vă salut cu stimă, am reținut și asta. După care a mai mers un pic, a mâncat o zmeurică, am reținut și asta. Așa, a mâncat o zmeurică și s-a întâlnit cu un iepuraș, ariciule, zi mai rău. Păi s-a întâlnit cu iepurașul și a mers un pic mai departe și a mâncat o afină, am reținut, spune. Păi după ce a mâncat afina, s-a întâlnit cu o furnică, am înțeles. Dacă îmi zici că s-a întâlnit cu lupul, stai un pic, că nu am ajuns acolo, lupișorile. A mers și s-a întâlnit cu cine? Cu lup și ariciule, eu acum te mănânc, a spus lupul. Și l-a luat pe arici și l-a băgat în gură. Acum, voi copii, voi care știți că ariciul are țepi, exact, vă dați seama că bietul lupișor, care nu știa că era mic și prostănac, s-a rănit tot și a început să alerge și să strige, să ceară ajutor și a fugit cât colo. Și iertați-mă, dar ariciul, știți, și-a luat bastonul și pălăria și a spus: vă salut cu stimă. Așa că vă salut și eu cu stimă. Da, și aceasta a fost povestea mea. Bine, nu chiar povestea mea, povestea ariciului, pentru că ariciul, știți, era prieten cu năsturel de poveste și năsturel de poveste mea. Dar și ca să nu mai lungesc povestea, ce ajută mai mult? Ajută istețimea sau mărimea, dragi prieteni? E o întrebare și aceasta la care puteți să-mi răspundeți și pe lângă răvășelul cu un joc. Ia să vedem. Deci aveți o temă, prieteni, trebuie să notați mai întâi numărul de telefon, să-mi scrieți dacă v-a plăcut povestea, să-mi spuneți ce este mai importantă, istețimea ori mărimea, la numărul de telefon, așadar 0740-171-622 și tema, jucăușă de altfel, pe care o puteți trimite în mesaj, este: construiește o propoziție în care toate cuvintele să înceapă cu litera A. De la Adriana, de exemplu. V-am îmbrățișat, prieteni, și vă aștept cât mai curând cu o altă poveste provocatoare și jucăușă. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!